al Fiului și al Sfântului Duh. Fraților, despre cei ce au adormit, nu voi să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde. Pentru că, de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu, pe cei adormiți într-o Iisus, îi va aduce împreună cu El. Din Epistola 1 către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioase Părinte Duhovnic, Preacucernici Părinți, Înduliată și Îndurerată Familie și Iubiți Credincioși. Acest text al Sfintei Scripturi ne descoperă o realitate de care noi nu prea ținem seama. Și anume că noi nu suntem fiii morții, ci fii ai Învierii. De aceea, întotdeauna lacrimile noastre trebuie să aibă această nădejde. Starea noastră, suferindă și rănită, mai ales în asemenea cazuri, trebuie să aibă în vedere faptul că noi credem în Dumnezeu, credem în Fiul lui Dumnezeu întrupat în Domnul nostru Iisus Hristos, Cel care a înviat din morți și care s-a făcut începătură învierii tuturor celor adormiți. Oare atunci lacrimile sunt binecuvântate de Dumnezeu sau nu? Răspunsul îl găsim în Sfintele Scripturi. L-am auzit de câteva ori chiar la această slujbă de mormântare. De pildă la final, când am cântat fericirile, una dintre ele se referă la lacrimi, la cei ce plâng, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Așadar, Dumnezeu îi fericește pe cei ce plâng. Însă este important ce fel de plâns. Și aflăm de la Sfinții Părinți că plânsul este de mai multe feluri. Acesta pe care l-am plâns noi astăzi este un plâns firesc. Și normal. Și cuvincios. Pe care Dumnezeu îl binecuvintează, îl îngăduie efectiv, pentru că ne cunoaște firea noastră omenească, cât de slabă este. Este un firesc, un plâns firesc, pentru că noi conducem pe ultimul drum pământesc o mamă. Și este normal și firesc să vezi lacrimi. Așa cum plânge inima pe din lăuntru, să plângă și ochii pe din afară. Și trebuie să lăsăm și ochii să plângă, nu doar inima, în interiorul și în ființa noastră. Un asemenea plâns însă, Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, înduioșat fiind, a încercat să-L oprească. Aduceți-vă aminte din Evanghelia Învierii Tânărului din Ai. Atunci când s-au întâlnit la intrare în cetate Domnul nostru Iisus Hristos cu apostolii, cu cei care ieșeau din cetate, un cortegiu funerar unde era condus pe ultimul drum un tânăr, unicul fiu al mamei sale și care era și văduvă. Și când a văzut-o Domnul Iisus Hristos plângând, i-a spus, nu plânge. I s-a făcut milă de ea. Arătând că firea omenească a Domnului Hristos își spunea cuvântul, Iisus Hristos a fost și rămâne om adevărat. Și apoi și firea dumnezeiască, pentru că firea dumnezeiască are compasiune pentru om. Dumnezeul nostru are milă față de oameni. Și mila de unde izvorăște? Din iubirea lui Dumnezeu, din dragostea lui Dumnezeu față de om. Nu spunem noi de atâtea ori la slujbele noastre că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești? Sau cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unii a născut Fiului Tău? Și alte texte s-au icfonise în care arătăm faptul că Dumnezeu este milostiv și iubitor de oameni. Însă, aceste lacrimi firești, așa cum l-a înduioșat pe Domnul nostru Iisus Hristos, ne înduioșează și pe noi. Și noi am vrea să ne apropiem de cei din familie și să le spunem asemenea Domnului Hristos, știind că nu avem sorți de izbândă, nu plângeți.
Pentru că este firesc și ei să plângă și noi să simțim compasiune și să încercăm să le alinăm durerea. Și apoi sunt lacrimi duhovnicești. Lacrimile duhovnicești izvorăsc din dorul omului, a sufletului omenesc, a ființei omenești după Dumnezeu. Și aceste lacrimi le găsim de asemenea în Sfintele Scripturi. Astăzi s-a și citit pe drum încoace o Evanghelie din care aflăm că Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt și n-a găsit trupul Domnului Iisus. Și a fost foarte întristată. Însă, întorcându-se, s-a întâlnit cu Domnul Hristos, care a întrebat o femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Vedeți dumneavoastră deja un schimb. Este o frază completă în ceea ce privește plânsul duhovnicesc. De ce plângi? Pe cine cauți? Și a spune, răspunde, că l-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Și atunci Iisus Hristos îi strigă pe nume Marie, iar ea îi răspunde Rabuni, adică Învățător. Acestea sunt lacrimile duhovnicești când îl căutăm pe Dumnezeu. Și adesea îl și găsim și atunci inima noastră se bucură și lacrimile continuă să curgă. În acest ton ne spun părinții pustiei, călugării, care au o experiență duhovnicească în ceea ce privește plânsul, că la un moment dat un călugăr, ducându-se în vizită la altul, îl găsește pe acesta în chilie plângând. Și îl întreabă, părinte, de ce plângi? Și răspunde călugărul plângând din chilie, plâng, pentru că nu pot să plâng. Pentru că adesea, în dorul nostru după Dumnezeu, nu reușim să vărsăm lacrimi. Și atunci trebuie să avem această conștiință că trebuie să ne continuăm râvna și dorul după Dumnezeu până inima noastră și chiar ochii noștri varsă lacrimi. Și sigur, mai sunt și alte lacrimi de care s-au plâns, despre care aș putea să vă vorbesc acum. De pildă, de cel pe care l-ați iubit din al doilea a plânsului duhovnicesc, și anume plânsul sau lacrimile care vin din extaz, atunci când îl descoperi pe Dumnezeu. Când trăiești o uimire în care nu mai poți să îți păstrezi cumpătul duhovnicesc și atunci lacrimile înșiroaie curg de la sine, pentru că l-ai găsit pe Dumnezeu. De ce am spus toate acestea? Pentru că eu am certitudinea și siguranța că mama Catița le-a cunoscut pe toate. A cunoscut plânsul firesc, a cunoscut plânsul duhovnicesc și a cunoscut și experiența extazului. Adică experiența duhovnicească de a-L vedea, de a-L cunoaște, de a-L vedea, de a-L simți pe Dumnezeu pe deplin. În ceea ce privește lacrimile firești, nu trebuie să vă spun eu, dumneavoastră, marea majoritate, și sunteți mai multe femei aici, care, în mare măsură, sunteți și mame, și știți câte lacrimi vars o mamă pe acest pământ. Încă de la nașterea pruncilor și până când pleacă din această lume, lacrimi pe care puțini oameni le văd. De cele mai multe ori o mamă își ascunde lacrimile față de copiii ei, față de cei dragi. Știți prea bine acest lucru și nu trebuie să vi-l spun eu. Din amintirea copilăriei mele mi-aduc aminte că noaptea, după ce mama ne așeza în parte fiecare, după ce ne-a spălat, ne-am zis rugăciunile și ne culca rând pe rând, pentru că eram mai mulți la părinți. După ce se încredința că, că noi am adormit, ea își aprindea lumânarea și candela și desfăcea ceaslovul și începea să se roage lui Dumnezeu suspinând.
Și adesea ne trezeam vrând neprând noi copiii la suspinele ei, lacrimi pe care noi nu le vedeam și nici suspine pe care noi adesea nu le auzeam. Așadar, o mamă are un plâns firesc pe care îl plânge fără întrerupere. Fără întrerupere. Și al doilea, plânsul duhovnicesc. Nu l-a căutat mama Catița pe Dumnezeu? Oare cine l-a căutat mai mult decât ea? Dacă ar fi denumărat doar pașii pe care i-a făcut până la biserică și înapoi. Și atunci ne-am dat seama cât de mult l-a căutat ea pe Dumnezeu. Acum eu știu și un alt amănunt. Și îmi bucură sufletul acest amănunt. Acum 3 ani când am venit aici în parohie, că i-am botezat prunca părintelui dumneavoastră duhovnicesc, am zăbovit câteva clipe și la casa ei. Știam de la fratele Adrian că mi-a citit toate cărțile și că se bucura tare mult de acele rânduri duhovnicești. Dar mi-a spus și a lăsat, să zicem noi cu limbă de moarte, că neapărat să vin la mormântarea ei. Ceea ce s-a și întâmplat astăzi. Am fi dorit cu toții să fie târziu și mult mai târziu. Dar dacă Dumnezeu așa a socotit, noi ne supunem voinței Lui. Vă spun aceasta pentru că efectiv a fost preocupată de Dumnezeu și de viața duhovnicească. Și că viața ei s-a împletit cu viața bisericii. Și dacă viața ei s-a împletit cu viața bisericii, cu siguranță că biserica niciodată nu va uita, ci va păstra memoria vie. Iar lacrimile extazului, dacă nu le-a reușit pe pământ, ceea ce eu mă îndoiesc, eu cred că a avut clipe în care și-a bucurat atât de mult sufletul și a putut să trăiască și această experiență a vederii lui Dumnezeu, de acum înainte, cu siguranță le va avea. Noi nu știm, dragii mei, ce fel de stări duhovnicești vom trăi în Împărăția lui Dumnezeu. Se vorbește despre extaz. Se vorbește despre bucurie. Se vorbește despre cunoaștere, că vom cunoaște totul. Și de alte și alte daruri ale lui Dumnezeu. Auzim în slujba mormântării că acolo nu va fi nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Nu putem noi intui toate aceste lucruri. Însă au fost oameni care nu numai că le-au intuit, le-au și experimentat. Și acesta nu este altul decât Sfântul Apostol Pavel, din care v-am citit la începutul cuvântului meu. El vorbește despre el însuși, ascunzându-se după cuvinte, că a cunoscut un om care s-a ridicat până la al treilea cer, unde a văzut lucruri de nespus și unde a auzit cuvinte pe care nu se cade omului ale grei. De acum înainte, mama Catița va vedea lucruri pe care nu le poate rosti în cuvinte. Și va auzi cuvinte pe care nu se cade limba omului să le grăiască. Dar dacă va vedea și va auzi aceste lucruri în Împărăția lui Dumnezeu, starea ei duhovnicească o va transmite familiei pe care o lasă acum îndurerată. Pentru că, așa cum spunem noi de părinții duhovnicești care pleacă din lume, puteți spune despre mama noastră, Catița, că dacă am pierdut-o pe pământ și am pierdut pe pământ o mamă, am câștigat în cerul lui Dumnezeu un rugător, un sfânt. Și dacă am câștigat în cerul lui Dumnezeu un rugător și un sfânt, atunci rugătorul și sfântul care este mama Catița va mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru familia ei cupească, pentru familia ei duhovnicească, comunitatea din Cernuc și pentru noi toți care am cunoscut-o și
și care îi păstrăm memoria cu drag. Din partea mea personală, din partea părintelui Stare de la Nicula, a părintelui Paisie, a celorlalți părinți care suntem de față și a celor care n-au putut veni, din binecuvântate pricini, vă închipuiți că am fi fost cu mult mai mulți. Aducem un omagiu pios familiei și îi încredințăm de compasiunea și de dragostea noastră, inclusiv de rugăciunea noastră. Iar pe dumneavoastră, pe toți, vă încredințăm că este necesar, dragii mei, să vărsăm lacrimi. Nu contează că suntem femei sau bărbați, bărbați sau femei. Este important să vărsăm și lacrimi trupești, firești, și lacrimi, și mai ales, lacrimi duhovnicești. Știți dumneavoastră câtă dezbinare este în lume, câte inimi împietrite, câtă ură, câtă vrajbă, măcar acum, în aceste momente, să lăsăm să ni se încălzească inima, să se zdrobească vrajba și ura și să iubim și pe semenul nostru, cât mai ales pe Dumnezeul nostru. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin.